Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune. În această ediție o am invitată pe Alessia Șuhania. Este o tânără de aproape 15 ani, care la vârsta ei, în timp ce alți tineri se distrează, a reușit să scrie două cărți. Este un lucru mare, de aceea am invitat-o în mijlocul nostru. Alessia, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu drag! În momentul în care am aflat că ai lansat, adică ai la activ două cărți la o vârstă atât de fragedă, am spus că este ceva foarte interesant. Puțin tineri la vârsta ta stau să scrie. Ei se distrează în general. Ce te-a determinat pe tine să scrii? Dar înainte de acest lucru aș vrea puțin pentru publicul nostru să te prezinți. Da. Alessia Șuhania și am aproape 15 ani și sunt mică autoare de cărți. Sunt elevă în clasa a 8-a la școala gimnaziară Alexandru Ioan Cuza. Am părinții grozavi și un motan pufos și blănos. Ce culoare? Este negru. Negru cu alb și este o parte importantă din viața mea. Foarte frumos! Am vrut să te prezint ca telespectatorii noștri să te cunoască mai bine, asta doar pentru început, pentru că urmează să discutăm și vom afla mult mai multe lucruri interesante în cele ce urmează. Alessia, ca să scrii două cărți este un lucru mare la vârsta ta. Te felicit încă o dată. Cum ai început? Ce te-a determinat să scrii? Sau de unde această pasiune? Pasiune de mică. A fost o pasiune a mea din copilărie, mereu am fost mai atrasă spre zona de uman, spre limba română, istorie, chiar și geografie și din clasele mici îmi plăcea să scriu. Și la un moment dat bunica mea mi-a spus că, bun, dacă îți place să scrii, de ce nu încerci? Și am încercat să scriu și sper eu că am făcut un lucru bun, astfel încât am scris prima carte a mea, o broșurică, Cât de bine este să fii motan, și iubesc că mi-apare titlul pe copertă, este o realizare foarte mare. În ce an ai scos această carte, prima? În 2019, cred că undeva pe la mijlocul anului 2019 am scos. Deci tu aveai 12 ani. Da. Deci la 12 ani practic tu ai început să ai prima carte scoasă deja. Cât timp ți-a luat să aștergi gândurile pe hârtie? Undeva pe la vreo 4-3 luni, cred, pentru că am dorit să scriu doar atunci când am inspirație, mi se părea că atunci era momentul cel mai prielnic și cred că vreo patru luni a durat. A durat până ai reușit să o termin și să apară în acest format pe care noi îl vom arăta la cameră. Deci, prima carte, câte pagini are, știi? Sau hai că mă uit eu. În jurul numărului 100, imediat. Cam așa. Nu e numerotat la pagină, dar cum e la 12 ani să scoți asemenea carte, e lucru mare. La școală s-a știut de pasiunea ta și de faptul că ai scos prima carte, vorbim despre începutul. La școală s-a știut și nu prea. În general, copiii, colegii știu că îmi place româna și sunt mai atrasă de științele mai umane, așa, mai română, istorie, cum am spus. Și din clasele mici mi se spunea că scriu foarte frumos și cumva colegii au știut că îmi place să scriu. Nu au știut de carte, dar ai reușit să ții secret această pasiune? Da, am reușit. Că de obicei voi fetele când vă întâlniți, vă povestiți ce ați mai făcut, ce planuri mai aveți și ai ținut secret, să înțeleg. Am ținut secret, da, pentru mine. Aveai tu un plan bine stabilit și n-ai vrut să se afle înainte de a fi scoasă această carte. Profesorii știau, au aflat? Profesorii au aflat de a doua carte. Abia atunci? Abia atunci, da. Din cauza mamei care a postat-o pe contul ei de Facebook și s-a aflat de a doua carte, care se numește Lumina Nopții. Din nou, cum am spus, iubesc că scrie acolo Alessia Șuhania. Este groasă, spre deosebire de prima, și este citatul tău?
Da. Așa. Inhalează noaptea, expiră stelele. Profund, aș putea să spun. Foarte profund, da. Așa. Aici avem... Cartea este structurată pe capitole. Observăm capitolul 32, 36, multe. 53. Am ajuns la capitolul 53. Ce cuprinde a doua carte? Despre ce este vorba? Nu vreau să dai prea multe detalii ca să incităm publicul să cumpere această carte și să o citească. Păi, este vorba despre o... De fapt, în principal, în prim plan, o avem pe Elain. O vedem la început, când avea 7 ani. Și apoi, în capitolul 2, o vedem când are 17. Trește la un centru de copii în adopție, trebuia să fie adoptată, nu a fost. O paranteză, acțiune unde se desfășoară? În roman. Oh, foarte frumos și interesant. Este interesant, da. Nu a fost adoptată, numai bine că la un moment dat apare cineva și îi spune că trebuie să vină cu ea, cu acel cineva trebuie să vină cu Elain, trebuie să plece și trebuie neapărat să plece. Nu are șansă să rămână în lumea... Să aleagă, de fapt. Da, să aleagă. Nu are șansă. Este o lume fantastică care se îmbină cumva cu lumea oamenilor. Există creaturi magice, superputeri, trădări, de ce nu? Astea prind bine? Prind foarte. Cu siguranță. Cu siguranță. La vârsta ta te pricepi și la trădări. Foarte interesant, mă fac să o citesc. Nu am avut posibilitatea, pentru că noi ieri ne-am întâlnit și doar am răsfoit puțin cele două cărți. Ceea ce mi-a plăcut din puținul puțină răsfoire m-a făcut să îmi placă și chiar merită citită, pentru că mi-a atras atenția. Această carte a doua, în cât timp ai realizat-o? Am realizat-o în mai multe luni decât prima, pentru că fiind în clasa 8-a mă pregătesc intens și pentru examenul care te așteaptă. Mă așteaptă în 3 luni și am avut, nu știu, undeva în jurul, da, vreo 6 luni a durat să scriu cartea, pentru că a trebuit să scriu atunci când am inspirație și e mai complex. Dar am terminat-o și sunt foarte încântată. Și al doilea volum este pe drum. Este în lucru. Da? Da. Wow, deci tu ai continui această pasiune a ta de a scrie și este foarte bine. Nu te lăsa. Trebuie, pentru că scrii foarte frumos și inteligent. Părinții tăi, în toată această perioadă în care tu ai scris, presupun că i-au observat că te ocupi de așa ceva, care au fost părerea lor vis-a-vis de acest lucru? Părinții mei au fost și sunt foarte mândri de mine și, să fiu și eu un pic egoistă, cred că au și de ce. Dar, da, m-au observat. Cred că prima oară au luat-o ca o joacă. Wow, scrie și fata mea ceva. Dar când le-am prezentat prima carte, cred că atunci au înțeles că este interesant și ceva serios. Da. Și acum vedem ce bucurii le mai fac. Da. Vreau să te întreb, spre exemplu, pentru copertă. Îmi place foarte mult această copertă. Mm-hmm. Reprezintă noaptea, o lună. Tu ai ales aceste imagini? Nu am ales. Tu ai ales. Acolo este munca mea, tot. Ce se este vede, creația este ta. Este creația mea, munca mea, nu m-a ajutat nimeni. Felicitări! Felicitări pentru designul acestei mulțumesc cărți. Deci amprenta ta este totală asupra, este producția ta practic, da, totală. Uh-huh. Atât grafică cât și tot, tot materialul scris. Cui se adresează aceste cărți? Adică eu presupun, dar te rog să o spui tu. Am spus că prima carte îi se adresează bunicii, pentru că a primit-o de ziua ei. Ea este o persoană extrem de importantă în viața mea și mă iubesc enorm de mult. O salutăm pe această cale. O salutăm și știu că se uită la mine. Iar a doua carte, cum am spus, să fiu și eu un pic mai egoistă, mi-o dedic mie, pentru că este munca mea. Filele acestea sunt scrise de mine, cuvintele sunt ale mele, tot din, de fapt, tot din ambele cărți mi-aparțin, dar aici este altfel, e altceva. Este ceva mai matur decât în prima. În prima, da. Am înțeles. Această carte, deci dacă prima se adresează, până la ce vârstă ai recomand? Cred că de la
10 până la infinit. Trebuie da? Să fim copii probabil toată viața, deci de ce nu? Ok. Vreau să, ca să rămânem pe această energie, ca să zic așa, aș vrea să-mi spicuiești câteva texte din prima carte, din Spike, cât de bine este să fii motan. Aceasta este scrisă când eram un pic mai mică și textele sunt ceva mai inocente, așa. Ca dar, pentru vârsta respectivă da, când ai scris-o, e da, firesc. Da. În această carte este vorba de un motan Spike și de o pisicuță, Tsuki. Iar această pisicuță, împreună cu mama ei, au evadat de la un domn Mike, așa l-am numit, un domn foarte, foarte rău și crud. Iar gândurile lui Tsuki, atunci când a evadat, au fost cam acestea. Mă opresc fără să-mi dau seama, o privesc pe mama. Se oprește și ea pentru câteva secunde lângă mine. Blănița este crem cu alb, ochii sunt albaștri ca ai mei. O privesc, este istovită, tristă, dar cu zâmbetul pe mustăți. Într-un final continuă să meargă, dar eu rămân pe loc. Am trecut deja de pe lângă niște copaci, dealul voi. Mike este foarte departe de noi, nu o să ne găsească. Când ordon picioarelor să promenească, să mai meargă măcar un pic, nu mă ascultă. Haideți, vă rog, răsună vocea stinsă din mintea mea. Draga mea, vino repede, o aud pe mea, mama mie unul la câțiva metri de mine. Ajung la ea, iar ochii sclipesc. Privește o băltoacă micuță cu apă murdară, îmi văd reflexia acolo. Pisica din apă are blăința albă murdară, ochii mici de somn, limba scoasă. Îmi este atât de cunoscută, dar nu o cunosc. Ea nu sunt eu. Haide, bea, spune mama, după care lince tantru apa. Mama este murdară, tristă, istovită, obosită, dar totuși are maniere. O urmez, beau și eu. Apa are un gust oribil, dar este apă. Țin ochii strânși încât mă dor. Când termin, pornim mai departe. Foarte interesant și profund. Aceste texte sunt reprezentative, să zic așa. Da. O parte importantă a cărții. Mm-hmm. Și mai văd un semn acolo. Mai este un semn aici, cred că mai e ceva pregătit. Mai este ceva pregătit. Chiar te rog. Lumea bipezilor este un loc atât de crud. Știi care este problema, sau cel puțin care cred eu că este problema? Oamenii se nasc îngeri. Copiii, bebelușii sunt puri pentru că nu știu ce înseamnă răutatea, furia, lașitatea. Ei sunt puri pentru că sunt nevinovați. Când un copil crește și devine adult, inima lui cea curată se împetrește puțin cu puțin. Se împetrește pentru că adultul descoperă ce înseamnă furia, răutatea, lașitatea. Îi numim oameni de știință doar pentru că știința, dar pentru... numim oameni de știință pentru că știința pe baza unor suflete, pentru că descoperă știința pe baza unor suflete nevinovate. Rămân impresionat de faptul că la vârsta de 12 ani da. Ai scris asemenea rânduri. Da, eu am un atașament enorm pentru animale și cred că acest lucru am vrut să transmit cu această carte. Că și animăluțele de toate naturile au un suflet și ar trebui iubite și îngrijite, nu... părăsite sau abandonate, da. Cum se întâmplă în diverse situații, din nefericire. Foarte frumos. Deci, reprezentat prima carte, am văzut cam despre ce este vorba. Aici, din a doua, dacă aș vrea să ne citești câteva rânduri, care crezi tu că sunt mai reprezentative sau care le-ai ales tu? Ok. Avem așa. Te ascult. Sunt puternică, mi-amintesc eu. Sunt încrezătoare în mine și în forțele mele. Nu-mi este frică de ideea de a mă afirma și de ideea de a arăta lumii cu adevărat. Încep să mă modelez și să mă formez, să mă schimb și să mă adun, să mă îndrept. Nu mai sunt fata micuță, singuratică și tristă pe care părinții au abandonat-o. Nu mai sunt fata din lumea oamenilor și nu cred că vom mai fi vreodată. Sunt puternică. Nu am nevoie de nimeni să-mi spună acestea. Propriile mele cuvinte sunt de ajuns, propriile mele gânduri sunt de ajuns. Frumos. Mai citesc? Da, sigur. Nu ne oprim aici. Mă frâng și mă lipesc din nou, mă adun și mă umplu, mă reasamblez și mă distrug și sunt ca nouă. Continui. Sigur, sigur. Să iau eu pe acesta. Soarele a răsărit de puțin timp, iar rostul a umflat sau gliză și împieptăn părul. Mă privesc și, fără să-mi dau seama, las peria jos din mână și scos sabia de sub pernă. Îmi strâng mai bine halatul care mă acoperă și îmi prind repede părul. Mă înclin în fața inamicii mele din oglindă, care îi se citește înverșunare în priviri. Îmi exersez pe rând pozițiile de luptă pe care le cunosc prea bine.
prea bine. Alunec de-a lungul podele, înainte și înapoi, înfruntând-o pe fata din oglindă. Atac și mă apăr, lovesc și parez, eschivesc și atac. Mă apăr, atac din nou și mă feresc. O privesc pe cea din oglindă. Transpirația îi curge pe obraz, gâfie. Nu mă opresc. Lovesc și atac, mă apăr și parez. Lupt până când o văd epuizată, lupt până când o văd cum cade din picioare și cere îndurare. Simt cum mă lupt cu ea în fiecare zi și noapte fără voia mea. O privesc, căzută pe jos, îi văd părul zburit, îi văd halatul din mătase și fonat și îi văd ochii care cer milă. Nu, nu milă, ochii cer revanșă. Mă sperie gândul, dar totuși îmi amintesc, îmi permit să zâmbesc. Acum am câștigat lupta aceasta. Ne vedem la următoarea, își șoptesc inamicii. Și totuși, la fel ca fata din oglindă, picioarele mele nu mă ascultă și decid să nu mă ridice. Revanșă, 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 citesc pe buzele pierzătoarei. O văd cum se relaxează, la început respirând accelerat, apoi mai ușor. O văd ridicându-se de jos și ștergându-și sudoarea de pe chip. Am câștigat până la următoarea luptă, îmi spun în gând. Nu am cuvinte să descriu ceea ce ne-ai citit în momentul de față. Știu doar că este profund, interesant. Îmi place foarte mult cum gândești și felul cum ai pus pe hârtie gândurile pe care le-ai avut la momentul respectiv. Te reprezintă ca persoană aceste texte? Da, da, da. Este vorba despre tine? Într-un fel, da, este vorba despre mine. Mă văd, cum am citit, mă văd ca o fată puternică, o fată încrezătoare. Și nu știu dacă mă lupt eu cu sabia în oglindă, dar în carte mă lupt. Am înțeles. Asemenea cărți, din punctul meu de vedere, ar trebui puse la vânzare în librării și de ce nu să ai la propria lansare de carte. Te-ai gândit la acest lucru? Da, m-am gândit. Chiar am trimis cartea câtorva edituri. Acum vom aștepta un răspuns. Sper, indiferent care va fi, eu voi continua. Corect. Foarte bine gândit, pentru că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, reușești până la urmă. Exact. Asta este și devizia mea. Pas cu pas vei reuși. Uh-huh. Este minunat. Cum reușești să împaci această pasiune de a scrie, bineînțeles și de a citi, pentru că sunt lucruri constructive, cu învățatul în perioada asta? Uai, și cum ai făcut față în mediul online și să mergi fizic la școală? Este... Ce a fost mai ușor, ce îți place mai mult și ce te ajută? Este foarte dificil să împac o pasiune cu un studiu care trebuie făcut, dar îmi găsesc timp, încerc să-mi găsesc timp și mă gândesc că nu contează, citesc o pagină, un capitol, două rânduri, dacă le citesc în seara, în ziua respectivă, este un câștig. Dacă este să vorbim despre școala online, ce pot spune, a fost cel puțin interesantă, dar da, este total altceva să fii prezent la bancă, la ore, să fii scos la tablă, să știi sau să nu știi să rezolvi o problemă, un exercițiu, este complet altceva. Acum sperăm că totul va fi bine și că va fi bine. Să înțeleg că alegi să mergi la școală fizic și nu online, ce preferi mai mult? Pentru că părerile sunt împărțite. Am întâlnit ieri în care o parte ziceau că e bine online, cea mai mare parte susținea că mersul la școală este cel mai benefic. Care este punctul tău de vedere? Mersul la școală este cel mai benefic, dar și studiul online este și el are beneficiile lui. De exemplu, am mai mult timp, sau aveam, de mai bine spus, aveam mai mult timp să studiez limba română și matematica, dar na, la unele ore nu prea se făcea mare lucru. Na, dar este bine. Este bine, oricum ar fi. Cine vrea să învețe, cred eu că învață în orice mod. Dacă tu ai spus acest lucru de cred pe cuvânt și o demonstrezi și ai demonstrat acest lucru până în prezent, dincolo de pasiunea de a citi și a scrie, Alesia mai are alte pasiuni? Nu știu, cum sunt tinerii de astăzi? Alesia mai are alte pasiuni. Cum ar fi? Îmi place foarte mult să mă filmez, mai bine spus. Am un canal de YouTube. Sună interesant. Sună foarte și ce faci pe acel canal de prezint YouTube? Prezint cărți? Da, se poate altceva? Nu. Prezint cărți și canalul de YouTube se numește Alesia Șuhania, dacă cineva este interesat. Exact. Câți urmăritori ai? Puțin. 23.
23. Ca la dar început. Este bine, ca la început. Corect. Eu filmez și continui să fac lucrul acesta pentru că eu cred că dacă un singur copil sau un singur abonat dintre cei 23 nu știu, a descoperit o carte interesantă cu ajutorul meu sau a descoperit pasiunea aceasta sau a început să scrie sau nu știu, a început să facă ceva mai bine din cauza sau datorită mie, eu sunt împăcată. Și continuăm și cu pasiunea de a filma. De a filma. Această pasiune știu că vine de la tatăl tău, de la părinții tăi. De la părinții pentru că mei, ei da. Se ocupă cu așa ceva în timpul liber, nu? Da, sunt ei vinovați. Ai fost cu ei, să zic așa, pe teren când ei erau în acțiune la filmări, la diverse evenimente? Am fost de câteva ori. Cum ți s-a părut? Interesant, nu știu, nu m-aș vedea, dar a fost interesant să văd că, nu știu, tata ia cadre din anumit unghi sau mama reglează niște lumini ca să nu se vadă niște umbre. Mi s-a părut interesant, dar pasiunea mea principală este scrisul, cititul și vreau să mă dezvolt mai mult pe latura asta. Dar, evident, și filmarea și chiar pozatul sunt pasiunile, sunt pasiunile secundare. Îmi place ce mi-ai spus, îți cunosc părinții și aici am vrut să ajung dacă ai fost cu ei pe teren și părerea ta despre filmatul evenimentelor. Mai avem câteva minute la dispoziție. Acum pe final de emisiune aș vrea să spui care sunt planurile tale cele mai apropiate ca timp. Cele mai apropiate? Păi să dau capacitate, examen de capacitate și să-l iau cu brio, să ajung la un liceu, la acel liceu pe care mi-l doresc eu, pe profilul pe profil de filologie. Unde? La Roman Vodă, la Colegiul Național Roman Vodă, pe filologie și de acolo vom mai vedea, dar mă focusez în principal pe examen și pe studiat și învățat română, matematică. Ce sfat ai da tinerilor de vârsta ta sau chiar mai mici? Să nu se oprească, să nu asculte gurile rele, pentru că nu contează, nu contează. Trebuie să conteze pentru tine ce faci tu și să știi că acel lucru îl faci cel mai bine. Chiar dirigintele meu mi-a spus că nu contează ce faci, dar trebuie să fii cel mai bun. Și să fie cel mai bun sau să încerce să fie cei mai buni. Nu contează în ce domeniu, să fie ei cei mai buni. Sau dacă nu vor putea fi cei mai buni, de ce nu, să încerce să fie cei mai buni. Alesia, îți mulțumesc frumos pentru prezența mulțumesc în emisiune. Și eu. Chiar suntem onorați că te-am avut în mijlocul nostru pentru că ai niște creații minunate. Poți fi un exemplu pentru tinerii de vârsta ta și ne arăți că se poate dacă îți dorești cu adevărat. Atunci când vei avea în plan fizic și următorul volum, te așteptăm în studioul CNS ca să-l prezentăm. Suntem curioși. Îți dorim succes în activitatea ta pe toate planurile. Iar, stimați telespectatori, mulțumim că ați fost alături de noi. Sperăm că Alesia a fost un exemplu pozitiv pentru fiecare dintre noi, pentru că avem de învățat permanent. Iar tinerii se pot inspira din experiența acestei tinere care se află în mijlocul nostru. Să aveți o seară minunată și rămâneți alături de programele noastre. Până data viitoare, vă spunem la revedere!